Humus. Lista ingredientelor se regăsește la finalul clipului. Adăugăm năutul fiert și puțină apă într-un blender și procesăm. Năutul trebuie lăsat la hidratat 24 de ore, iar în timpul fierberii schimbăm apa de câteva ori. Adăugăm puțină zeamă de lămâie și continuăm procesarea. Este rândul condimentelor. Adăugăm câțiva căței de usturoi, sare, piper, chimion. Observăm că humusul și-a schimbat deja consistența. Acum este momentul în care adăugăm pasta de susan. Puteți adăuga și un strop de ulei de măsline, însă de data aceasta am ales ca pasta de susan să fie singura sursă de grăsimi. Pentru un strop de culoare și gust, puteți adăuga sucul de la o sfeclă roșie. Poftă bună!